Dacă vom continua cel puțin procesul de integrare europeană, există nu șansa, dar certitudinea că toți aceia care au încălcat legea, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, vor răspunde în fața legii. Dovadă că peste prut în România răspund și aceia care au încălcat legea acum un an, acum 5 ani, acum 10 ani sau chiar în anii 90. Până și dosarele din anii 90 au fost redeschise și cei care au încălcat legea sunt deferiți astăzi justiției. De aceea, lupta împotriva corupției și lupta împotriva injustiției fără integrare europeană este imposibilă. Ori, dacă Partidul Liberal va reuși să promoveze până la capăt integrarea europeană, avem șansa să răspundă toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, și pentru ceea ce au făcut azi, și pentru ceea ce au făcut ieri sau alaltăieri. Inclusiv aceia care, despre care astăzi se spune că controlează absolut totul în Republica Moldova. Unul sau mai mulți. Dacă însă am ajunge la alegeri anticipate, la deturnarea vectorului european spre un vector euroasiatic, asta înseamnă că toate hoțiile întâmplate în Republica Moldova din 90 încoace vor fi îngropate și injustiția va domni în Republica Moldova mai departe. Mulți ani. Și aceia care își doresc un asemenea scenariu, rezultă că lor le este frică să răspundă în fața justiției pentru păcatele care le-au acumulate din anii 90 încoace. Și de asta își doresc deturnarea vectorului european pentru a putea scăpa de răspundere. Pentru că în spațiul euroasiatic nu răspunzi dacă ai încălcat sau nu ai încălcat, ci dacă ai sau nu protecție de la șeful cel mare care în cazul dat s-ar institui la Kremlin, cum se întâmplă în raport cu toate țările din structurile euroasiatice. Dacă lucrul ăsta nu-l înțelegem, atunci să nu ne plângem de milă văzând că situația degradează și nu ajungem la nimic bun. Despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani în Republica Moldova, noi am spus clar din 2010. Din păcate, nu am fost auziți atunci când în 2010 am spus că se fură banca de economie. Din potrivă, eram acuzați că suntem în același timp la guvernare și în opoziție de către aceia care astăzi strigă alegeri anticipate. Și tot ei atunci îi făceau publicitate aceluia sau acelora care se ocupau de hoțiile de la Banca de Economii. Și atunci cum să înțelegem lucrul acesta? Nici atunci nu eram buni când am spus că se fură Banca de Economii și nici acum când solicităm continuarea vectorului european pentru a avea justiție, ordine, dreptate și prosperitate în Republica Moldova. Iar cei care atunci când se fura Banca de Economii făceau publicitate hoților de la Banca de Economii, acum strigă anticipate în ce scop? Societății noastre este dat să treacă prin multe încercări. Este una din încercările noastre de grele prin care trecem acum. Vom reuși să trecem de ea, să continuăm direcția europeană. Vom avea o viață bună. Ne vom lăsa manipulați de aceia care doresc haos și dezordine în Moldova și respectiv deturnarea integrării europene. O să culegem roadele cu amar pentru fiecare dintre noi și cu nedreptate în continuare. O întrebare simplă, retorică până la urmă. De ce timp de 25 de ani, când Republica Moldova nu este nici colo, nici dincolo, doar în tranziție și într-o mișcare neclară, niciodată n-a fost ordine și dreptate? Și de ce în țările baltice, chiar și în România, și în Polonia, și în Cehia, și în Bulgaria, care au aderat la Uniunea Europeană, este ordine? Diferențele, cred că sunt clare. Și nu trebuie să căutăm vinovați nu știu pe unde. Trebuie să avem tăria de a merge înainte în direcția europeană, până când va veni și justiția în Republica Moldova. Și repet încă o dată, atunci vor răspunde toți. De la cel mai mic până la cel mai mare. Asta este garanția pentru noi toți. Alta nu există. Orice ar promite politicieni mai noi sau mai vechi, mai tineri sau mai în vârstă, mai moderat sau mai radical, în stradă sau în altă parte. Vrem să conștientizăm realitatea asta. Bine, nu? Să ne asumăm cu toții consecințele, să nu ne plângem după aceea de milă. Atât am vrut să spun. Mulțumesc!